Deci, am zis că în principiu o să explic despre ST-urile. Ce sunt ST-urile? Au ceva definiție cu siguranță, dar pe scurt sunt niște noi tipuri de dată care te ajută să fii mai eficient și cu timpul tău și să mai scrii mai puțin în cod. Poți să ai codul tău să fie cât mai scurt dacă folosești ST-urile. Și astăzi o să vorbim despre Vector, despre libreria Vector. În principiu, ca să folosești, trebuie să incluzi libreria Vector, na. Obvious. Și include Vector. Asta e prima parte, cea mai simplă parte, dar e esențială, că altfel nu merge. Nu o poți folosi. Și cum se declară un Vector? Există vectorii ăia basic pe care îi înveți la școală. Din câte știu, ST-urile nu se fac la liceu. Probabil dacă profii vor să meargă mai încolo cu materia, se pot face, dar în principiu nu se fac la școală. Tablourile pe care le faci la școală se declară în felul următor. Dacă vrei să ai un tablou de integers, de întregi, int v de 100, să zic. Am 100 de câmpuri acum, de la 0, salut Cristi, de la 0 până la 99. Ultimul câmp nu e disponibil, deci nu poți să scriu v de 0, ia o valoare, să zic 1, v de 99, altă valoare, zic 10, dar nu poți să scriu v de 100 egal cu orice valoare. Ultima poziție nu e accesibilă niciodată. Și de asta, de obicei, dacă indexați vectorii de la 1, trebuie să adăugați o poziție în plus aici. Deci dacă ar fi un n, lungimea unui vector care ar fi maxim 100, ar trebui să avem aici v de 101 ca tablou. Și aici e o mică problemă. Când lucrăm cu tablouri, în general trebuie specificat dinainte dimensiunea pe care o să o folosim. Trebuie specificată dinainte dimensiunea. Dacă vrem să folosim numai două câmpuri, tot trebuie să declarăm un vector de 100. Pentru că nu știm ce o să citim de la tastatură. Să zicem că avem o problemă și n-ul nostru e o restricție, n-ul reprezentă lungimea vectorului, e 1 mai mic egal decât n, mai mic egal decât 100. Deci, chiar dacă n-ul nostru este 2, eu tot am de declarat un vector de 100 de câmpuri, de 100 de spații. Așa că putem folosi, bine, pe 100 de spații nu prea e destul de mult, nu știu dacă, e totuși destul de puțin, dacă ar fi 100 de mii sau chiar 1 milion, și am nevoie numai de două câmpuri, deci în loc de 100 aici ar fi 100 de mii, tot ar trebui să declar un vector de 100 de mii. Și chestia asta nu prea eficientă în practică, să ocup memorie degeaba. Așa că vectorul STL ne rezolvă problema asta. Într-adevăr, și la tablouri, pentru că vectorul STL e bazat pe tablouri. Și la tablouri există redimensionare, adică poți să redimensionezi un tablou, numai că e puțin mai greu. V-aș arăta numai că eu abia la facultate am făcut chestia asta, nu mi se pare util. În cel mai rău caz puteți face redimensionare pe tablou, dar e puțin mai complicat. Și cel mai simplu e cu ST-urile. La ST-urile n-ai treabă cu redimensionarea, cu memoria, se rezolvă singur. Și nu, la liceu nu prea se face chestia asta să ștergi tabloul la final, dar să se elibereze tabloul, dar în ST-urile se eliberează tabloul by default, adică nu trebuie să ai tu grijă să eliberezi memoria la final. Și ca să declar un vector STL, trebuie să scriem următoarea chestie. Vector și mai mic, mai mare. Între acest mai mic, mai mare, trebuie să scriem tipul de dată pe care o să-l conțină vectorul nostru. Putem să avem într-un vector orice tip de dată. Putem să avem int, putem să avem char, putem să avem string, pe care probabil o să-l facem într-un live următor. Putem să avem chiar un alt vector, deci putem să avem vector în vector, iar în vectorul ăsta să am int. Și ce ar fi asta? Ar fi chiar o matrice. Noi o să ne limităm momentan la un vector int, eventual putem să facem și să lucrăm și pe matrici mai târziu. Și să-i zicem v. Denumire destul de basic. Și acum, pentru a citi un vector. Vectorul nostru, când l-am declarat în acest fel, observăm că nu i-am dat o dimensiune. Deci nu știm care e dimensiunea de bază.
Din câte știu, este o funcție pentru a vedea care este capacitatea unui vector. Și pentru a afișa capacitatea, putem să facem seaout v.capacity. Acum, dacă rul în chestia asta, nu știu ce valoare o să primesc, sincer, nici eu nu știu. Nu știu pe de rost, 0. Deci vectorul la început mi-e gol. Automat nu are ocupată nicio memorie. Chestia asta e ca și cum aș scrie int v de 0. Deci nu e ocupat nimica. Dacă adaug un element, pentru a adăuga un element într-un vector STL, avem v.pushback. Pushback înseamnă că pun la final. Să zic v.pushback 5. Acum observăm că pentru a afișa, mă rog, elementele dintr-un vector STL, putem să folosim ca la vectorul normal v de o poziție. În cazul nostru, având în vedere că am adăugat un singur element, întotdeauna vectorii STL sunt indexați de la 0. Deci primul element o să-l găsim pe poziția 0. Și să vedem cât e capacitatea acum. Pentru că am ocupat un spațiu, ar trebui să se schimbe capacitatea, n-ar trebui să mai fie 0. Deci capacitatea e 1, dacă mai adaug un element, ar trebui să fie 2 și eventual după aia 4. Ia să observăm dacă adăugăm. Deci prima dată e 0, apoi 1, 2 și 4. Da, se dublează capacitatea. Ok. După cum am zis, putem să îi dăm o capacitate din start, să zic 100. Da, uitați-mi să pun backslash n, scuzați. Ok. Mersi totul. Și observăm că prima capacitate e 100 aici, iar după ce am adăugat primul element s-a dublat și nu se mai dublează în continuare. Se dublează doar când ajunge aproximativ aproape de final, când se ocupă tot vectorul aproape de final. Ok. Funcția asta de capacitate nu e folosită în practică, asta e doar ca să înțelegeți cum funcționează vectorul. Nu am avut până acum nevoie de ea în probleme. Și pentru a citi un vector, să zicem că citim prima dată lungimea vectorului, sin n, o să am nevoie de un i de la 0 până mai mic strict decât n. Și o să citesc într-o variabilă separată. Zic că citesc în x o valoare. Și o să folosim funcția pushback, pun la final elementul x. Ok. Pentru a afișa elementele exact ca la un vector normal, sunt două modalități teoretic. Ori ca la un vector normal, ori putem folosi un iterator. Un iterator este un pointer la o poziție din vector. Și o să vă arăt imediat cum funcționează. Deci, pentru a afișa elementele, prima dată o să afișez o liniuță, ca să văd o linie de stele, ca să văd unde se separă citire de afișare. Și o să folosim for-ul ăsta și afișăm VDI. Ok. Citim 5 elemente, 1, 2, 3, 6, 7. Observăm 2 secunde. Că nu s-au înlocuit. Ah, i-am dat aici 100. Ok. 5, ups. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ideea e că îi dădusem dimensiunea și în al doilea rând, dacă am adăugat pushback, pushback adăugat la final. Și dacă îi dăm o dimensiune, al doilea parametru ar putea fi cu ce să fie plin vectorul. În cazul nostru să zic că îl umplu cu 9. Cu 9, cu 9. Ok. Dacă rulez chestia asta, ar trebui să fie în loc de 0-urile ale anterioare, ar trebui să fie un 9. Da. 5 de 9, mă rog. Ok. La ce ar fi folositoare dimensiunea și înlocuirea, adică elementul pe care să-l am aici, pe care să-l folosesc la începutul vectorului, cu ce să fie plin vectorul la început.
Să zicem că folosim un vector de frecvență sau un vector de apariție. Acolo ar fi folositor. Să vedem de câte ori apare o cifră, număr sau diverse elemente. Nu contează chestia asta. Ok. Și acum a doua modalitate pentru a afișa un vector sau pentru a itera printr-un vector, nu neapărat să-l afișăm, că poate vrem să facem altceva cu el, o să folosim iteratori. Și după cum am zis, iteratorii sunt pointeri spre elementele din vector. Pointerii, probabil știți din liceu, funcționează ca niște săgeți spre valori, spre niște valori. Și să vedem cum putem declara un iterator. Avem următoarea metodă, vector int două puncte, două puncte, iterator, unde explicăm, unde, mă rog, scriem explicit ce tip de dată să aibă iteratorul. Fă un vector de frecvențe după. Ok, o să lucrăm și cu vector de frecvențe. Am zis că la final o să lucrăm și cu, o să facem și probleme. Aici îi dăm explicit valoarea iteratorului sau putem să-i spunem să-și ia automat valoarea. Și de unde luăm noi acest iterator? Teoretic, dacă avem un vector, să zic că vectorul nostru conține 0, 1, nu, dau valori, alte valori, 5, o 12, 30, 54 și 63. Eu când plec cu vectorul, trebuie să plec de pe prima poziție. Pentru a returna un iterator la prima poziție, avem funcția v.begin. Setelorile sunt destul de intuitive, cam dai, poți da seama intuitiv ce face o funcție și să le reții ușor. Până la urmă de asta sunt intuitive. I diferit egal de vector.end, nu mai mic egal pentru că nu poți compara, teoretic cred că poți compara doi pointeri, dar nu știu dacă e ok. Ideea e să fie diferit de v.end. v.end îți returnează un iterator nu la ultima poziție din vector, la poziția imediat după ultimul element. Deci cumva exact aici, exact după ultimul element. Și iteratorul poți crește cu plus plus i sau i plus plus, nu contează. Și pentru a accesa poziția, pentru a accesa elementul de pe, cu iteratorul, mă rog, elementul la care redirecționează i, că i e un iterator acum, avem steluță i. Ok, și dacă dăm, dacă afișăm 5, 5, 12, 30, 54, 63, mă rog, 64, și sunt exact elementele pe care le-am citit. Ok. O altă funcție folositoare din setele, care este cam general valabilă la toate seteleurile, cred, cel puțin la cele pe care le cunosc eu, ar fi size. Cum la șiruri există setrele n de șir, la seteleuri avem setele, mă rog, v.size sau denumirea variabilei .size, care returnează exact lungimea acelui șir. Nu știu, la coadă sau la string, depinde de setele. Ok. Și să vedem aici dacă nu avem lungimea, să zic că. Da, ba da. Să fac afișarea anterioară. Sau mai bine afișez și out direct v.size, că asta e cel mai important. 12 sau nu, tot 5 ca să nu scriu mult. Ok, afișează 5 exact lungimea șirului. Ok. Și ce ar mai fi interesant? Câteva funcții mai interesante din setele, pentru că până la urmă bazele, cel mai important din seteleuri sunt funcțiile. Avem câteva funcții, mi le-am notat aici. Avem, o să iau șirul așa ca să nu mai scriu de fiecare dată, o să pun un comentariu la citirea asta. Și o să iau ăsta și o să-l fac așa. Sper să meargă. De fapt, cred că merge. Verificăm dacă merge sau nu. Dar n-ar trebui să fie probleme. Egal 0, e mai mic decât v.size. Dacă aveți întrebări între timp, puteți să scrieți în chat și o să vă răspund. Se aud VDI, spațiu. Ok. Așteaptă să citesc ei, deci ar trebui să comentez și linia asta. Ok.
Ok. Și s-au afișat elementele corect. Să vedem dacă aveți întrebări. Vom face probleme de interviu. Mă gândeam la un moment dat să fac câteva probleme de interviu sau eventual cu câțiva viewer să fac mock interviu. S-ar fi super interesant. Exersăm amândoi. Și eu exersez cunoștințele mele și exersează și viewerul respectiv cunoștințele lui. O funcție interesantă care este valabilă la vector este pop back. Ce înseamnă chestia asta? Hai să las afișarea asta pentru că o să modificăm șirul. Și o să facem să afișăm șirul înainte și după modificare. V.popback pop în general elimină ceva. La coadă elimina de la început, pop talpă back înseamnă că elimină de la final. Deci ar trebui să vedem cum ultimul element nu mai există în șir. Deci avem aici prima afișare și aici a doua afișare. Ok. Observăm că nu mai important să avem acest size pentru că acest size se modifică automat eliminând un element din șir, size-ul se modifică. Ok, hai să trecem la următoarea modificare, următoarea funcție care modifică șirul. Deci popback elimină ultimul element din șir. Pushback, mă rog, adaug la finalul șirului. Mai aveam erase, funcția de erase. Și cum folosim această funcție? În interiorul acestor paranteze trebuie să punem ceva. Trebuie să punem, în general, un iterator și nu putem să punem o poziție, pentru că asta nu e iterator. Un iterator ar fi v.begin plus, nu pot să zic 5, că n-am 6 elemente, dar pot să pun 2. Plus 0 ar veni primul element de pe poziția 0, poziția 1, poziția 2 și tot așa. Deci elementul de pe poziția 2 este 30. Dacă dăm run, observăm că nu mai există 30 în șir. Super. O altă funcție importantă. Deci erase-ul ăsta e super folositor când vreți să ștergeți elemente din vector. Și acum o să prezint și funcția pentru inserări. Avem insert. După cum am zis, sunt destul de intuitive numele funcțiilor și ușor de folosit. Și exact la fel. Avem aici de pus un iterator. Și al doilea parametru ar fi ce valoare vrem noi să inserăm. Să zic că vreau să inserez valoarea 99 pe poziția 2. Deci după 30 ar trebui să vedem un 99 sau în locul lui 30. Oare înainte sau după ar trebui? Ar trebui să vedem în locul lui. Da, în locul lui 30 vedem un 99. Ok. Și no. Chestiile astea, dacă zic așa, funcțiile pe parcurs, o să le notez aici, să le avem, numai că o să le las comentate. Deci am folosit până acum popback, erase, să pun și un parametru și am folosit acum și insert. Să vedem ce funcții mi-am mai notat, că mai sunt importante. Clear. Deci dacă avem un vector și vrem să îl ștergem tot, gen să ștergem toate elementele din nou, teoretic se modifică și capacitatea, folosim v.clear și atât. Ia să afișez capacitatea, să vedem dacă se modifică capacitatea. Dacă nu se... nu v.clear, v.capacity, că size-ul automat e 0. Teoretic size-ul se modifică mai mult ca sigur, dar sunt curios de capacitate dacă se modifică. Că ăsta doar curăță, nu și shrinkuiește memoria. Ok, capacitatea nu se modifică. Și observăm că nu mai afișează nimic. Interesant. Pentru, în cazul în care, deci clear doar golește pur și simplu vectorul, nu mai am nimic înăuntru, dar totuși am pozițiile alea ocupate. Ca să nu mai ocup pozițiile respective,
Ar trebui să am un shrink to fit sau chestii de genul. Cred că da, shrink to fit se cheamă. Shrink to fit, ce înseamnă shrink to fit? Pur și simplu, dacă eu am 100 de spații alocate și doar două din ele sunt ocupate, n-are rost să țin celelalte 98 degeaba. Așa că shrink to fit se ocupă să șteargă spațiile respective, să le dealoce. Și no, de alocându-le eliberezi memorie și ai mai multă memorie în calculator. Acum, no, dacă ai 16 GB de RAM, nu prea e relevant. Sau chiar și de la 4 GB în sus. Ideea că în practică așa se folosește, că e limitată, orice memorie e limitată și e important să fii cât mai eficient cu memoria. Deci observăm că și size-ul și capacitatea acum sunt 0. Ok, să vedem ce mai avem. Cred că o să începem să facem o sortare. Să mă gândesc. Ah, și dacă vrem să verificăm un vector dacă este gol sau nu. Deci să pun ăsta clear. Sau hai să las ăsta clear ca să verificăm dacă un vector este gol. Avem funcția empty. Această funcție returnează adevărat dacă vectorul e gol sau fals altfel. Mă rog, 1 sau 0. Un boolean returnează. Și dacă nu dăm clear, ar trebui să fie 0. Observăm că e 0 apelul funcției empty. Ok, dacă aveți întrebări, dacă nu, o să fac și o sortare și după aia eventual facem o problemă. Sortarea teoretică e cam la fel ca la tablouri. Nenea Bulean, bă. Ok, atunci o să trec mai departe și o să lucrăm, o să fac o sortare, un apel al unei sortări. Observ că vectorul este deja sortat. Hai să-l desortez puțin. 33, 67, 5, nu, no, s-a pus a 65, ceva 67, 1 și să-i mai pun un element, 89, nu. 89, da. Pentru acum e ok 89. Și apelul unei funcții de sortare e destul de simplu. E mai ușor pe cât credeam. E super ușor. Deci crede-mă, o să-ți fie mult mai ușor să lucrezi cu seteleuri viitor. Mai ales când o să le înveți și pe celelalte. Dar ăsta cred că e cel mai important vector. Sort. V. De unde sortăm? De unde începem să sortăm? Putem să începem să sortăm de pe cincea poziție, dacă vreau, de pe orice poziție. Dar în principiu o să începem să sortăm de pe V.begin și o să terminăm să sortăm pe V.end. Dacă lăsăm așa apelul funcției, ar trebui să sorteze crescător. Deci ar trebui să fie sortate elementele crescător. Ok. Și pot să adaug un al treilea parametru care reprezintă funcția mea de sortare. Pot să am o funcție custom de sortare. Poate nu vreau să sortez nici crescător, nici descrescător. Poate vreau să... Bă, ce mă bucur că folosesc produse de la JetBrains. Păi, sunt gratis, sunt student, nu. No, măcar atâta să profit și eu. Pot să sortez în ce fel vreau eu. Și o să zic funcția... Cum să îi denumesc eu funcția? Comparare. C plus... Nu. Sortare custom, dacă tot i-am zis. Ok. Și funcția asta trebuie să fie de tipul bool. Observăm că e cu roșu, că nu recunoaște nicio funcție cu acest tip. Bun. Sortare custom. Acum mai e roșie. Nu mai e roșie, e albă. E ok. Salut, Sebi. Predau seteleuri. Vector, mă rog. Încerc să explic, să le zic altora ce știu eu să fac și nu. No, sper să-i ajut. Că nu știu la un nivel super avansat, dar măcar bazele astea pe care le știu pot să le spun și altora și mă bucură chestia asta. Poate o să înveți alții mai mult decât știu eu. Și în funcția asta de sortare, salut Ali. În funcția asta de sortare trebuie să am doi parametri. Cei doi parametri trebuie să aibă exact același tip cum e și în vector. Momentan o să avem int, o să facem și un struct, o să lucrăm cu structuri ca să fie și mai complex, fie și mai interesantă chestia asta. Să zic că avem int A și int B. Nu cred că contează cum le denumesc, nu, chiar nu contează cum le denumesc. Deci puteți să le denumiți cum vreți voi. Și să zic că... Să mă gândesc.
Vreau să le sortez dacă dar să dau ceva totul să fie logic, să nu fie destul de greu de înțeles. Hai să le sortez descrescător. Trebuie să returnez adevărat. Pot să scriu direct return A mai mare decât B, dar nu mulțumesc. Mai e ușor de înțeles dacă fac chestia asta, A mai mare decât B. Return 1. Else. Pot să scriu și fără else, deci o să dau return 0 automat. Că altfel nu ajunge acolo dacă e adevărată. Nu. Și acum dacă rulez din nou funcția asta, ar trebui să fie descrescător. Super, e descrescătoare. Dar până acum am avut doar int-uri de comparat. Hai să facem și mai interesant. Să dau un struct. Să mă gândesc la o idee de struct. Struct. Perechi. O să facem mai încolo și pair. Pair-ul tot un STL și nu. Are două poziții, first și second. Da, am făcut eu structul ăsta ca să fie mai ușor de înțeles dacă ați mai lucrat cu structuri, că sunt mai comune structurile decât pair-urile. Super. Și o să am aici un vector de perechi. Nu o să mai am un vector de int-uri. Și în interior o să am... pot să scriu așa, dar cred că ar fi mai ușor să citesc valorile, ca să înțelegeți efectiv ce fac. Ca să nu mă grăbesc, că până la urmă nu e nicio treabă. Ok. Și o să citesc lungimea, o să citesc valorile, o să am de citit X și Y, gen prima pereche și a doua. Și o să am un struct perechi de... Hai să-i dau cu P mare totuși, că e un nou tip de dată. Să încerc să fiu cât mai atent cu denumirile. Perechi de P. Nu știu. Nu contează cum denumesc. P.first o să fie X. P.second o să fie Y. P.pushback P. Deci am adăugat în vectorul V perechea P. Ok. Și acum nu mai pot să dau V de I direct să-l afișez. Trebuie să pun V de I.first. Hai să zic cu virgulă între ele. VDI. VDI.second. Ok. Și mai jos la fel. Nu pot să dau numai atâta că ar fi trebuit să scriu un să suprascriu un superator un toamne. Dacă voiam să afișez direcția od VDI fără nimic, ar trebui să suprascriu un operator de afișare. Poate o să facem chestia asta în viitor, nici asta nu e grea, dar nu vreau să complic din ce în ce mai mult lucrurile. Încerc să o mențin cât mai simplă chestia asta de înțeles. Ok, și dacă dau atâta, nu știu exact cum o să-mi sorteze, sincer, chiar sunt curios. Da, nu prea știe cum să-mi sorteze, că na, tipul de dată perechi nu-i predefinit. Eu l-am creat și trebuie să-i zic cum să-l sorteze. Așa că, sortarea asta custom o să aibă acum două perechi, o să mai aibă două inturi. Și, cum să sortăm noi? Să sortăm după primul element? Da. Deci sortăm după primul element. Dacă primul element e mai mic decât B punct al doilea, mă rog, B punct first gen al doilea element, nu, după primul element mă refer la first, la prima poziție din struct. Ce am făcut prin structul ăsta ca să lămuresc? Am creat un tip de dată nou. Creând un tip de dată nou, nu. Poți să declar aici, chiar poți declara un P de 100, să fie tablou. Deci nu, efectiv se comportă ca un tip de dată normal. Super. Dacă rulez, aștept să citesc de la tastatura, să zic că citesc 5 perechi. 1 cu 100, 9 cu 4, 5 cu 2, 3 cu 8 și 1 cu 85, ca să adăugăm un caz nou. Și observăm, hai că mai bine făceam eu o afișare puțin mai complexă. Să arate mai bine totuși. Ok. Înlocuim, copiem asta ca să nu mai scriem. Ok. Și observăm că șirurile au fost ordonate crescător după primul element. Dar ce se întâmplă dacă al doilea element este egal cu primul element? Nu se întâmplă nimic. Am spus efectiv în modul în care le-am citit, în ordinea în care le-am citit. Dacă citeam un 85 ca primă pereche,
Se afișa înainte de la 1-100. Și ar trebui să verificăm chestia asta. Deci, mai adaug o condiție aici. Else. Dacă a.first e egal cu b.first, să ordonez după al doilea element. Deci, dacă a.first, a.second e mai mic decât b.second, nu se vede rezultatul la cameră. Ups, mă scuzați, stați imediat. Acum ar trebui să se vadă, ar trebui să fac ceva cu camera aia. O să pun într-o ramă live-ul, probabil să se vadă mai bine. Cred că se vede mai ok acum, să verific. Da, se vede mai ok. Deci ceea ce vreau eu să zic e că a fost afișat prima dată 1.100, apoi 1.85. Și, nu, poate vreau chiar în ordine crescătoare să fie. Așa că adăugăm o nouă condiție. În cazul în care prima poziție, adică first, este egală la ambele perechi, să compar al doilea element. Dacă al doilea element este mai mic pentru prima pereche, trebuie să returnez 1. Altfel, returnez fals când iese din if. Puteam să pun două if-uri separate, dar cel mai ok mi s-a părut așa, cu o condiție multiplă. Ok. Și observăm acum că s-a ordonat după... S-a ordonat după ambele perechi, după ambele poziții, și după first și după second. Ok, am făcut și sortarea, să mă gândesc ce ar mai fi de făcut. O să facem chestii pur și simplu pentru a folosi funcțiile, deci nu ceva complicat. Să dăm un vector cu n elemente naturale, să se șteargă din vector toate elementele care sunt prime. Deci am de verificat dacă un element este prim și no, dacă e prim, trebuie să-l elimin. Ok. Prima dată trebuie să... Deci eu primesc ca parametri, ca din citire n și elementele vectorului. Eu observ că elementele sunt mai mici decât 2 la 30, adică în capul un int. Int n, vector. Int v. Sin n, citesc n, for, nu o să declari, că nu prea place să declar în timp ce scriu, e 0, e mai mic decât n, plus plus i, o să citesc într-un x, sin x, v.pushback x. Ok. Și acum urmează partea unde trebuie să iterăm prin vector și să verificăm dacă respectivul element de pe poziție este prim sau nu. Deci eu să am o funcție separată unde calculez dacă un număr e prim și returnez 1 sau 0 în funcție dacă e prim sau nu. Bool este prim, primesc un x, int x, returnez 0 automat dacă x este mai mic decât 2. Pot să returnez un nu, return 0, pot să returnez 1 dacă x este egal cu 2. Da, interesant că aici am avut spațiu, aici nu. Și de la egal cu 3, e mai mic decât i ori i, mai mic decât egal decât x. Trebuie să declar și un i. Int i. Aici putem să declar în interiorul for-ului, dar nu prea e relevantă chestia asta. I plus plus. I plus egal 2, chiar că poți merge din 2 în 2. Eu trebuie să verific doar dacă un factor prim este... Trebuie să găsesc un factor prim. Factorii primi găsești doar până la radicalul numărului inclusiv. Și nu, mergi din 2 în 2 pentru că numere prime, 2, din 2 în 2. Cel mai mic interval din 2 în 2 și singurele două numere prime alăturate sunt 2 și 3. Și deja am verificat dacă e egal cu 2 sau... Trebuie să mai verific aici, sau x modulo 2 egal 0. Ok. Dacă x modulo e egal 0, return 0. Care este ID-ul problemei? 163. Și la final return 1, dacă n-am găsit nimic. Nu știu de ce mi-arată cu... Ok. Super. Sper că am făcut corect. Dacă n-am făcut corect, revenim la ea mai încolo. Și acum, hai să iterăm, nu iterăm basic cu for cu i,
163, da. Nu iterăm basic cu for-ul cu ei, hai să iterăm cu un iterator, că na, de aia l-am făcut azi. I2 egal cu v.begin, i2 diferit de v.end, plus plus i2. Salut, Shaki, salut, e prima dată când te văd pe live, deci mersi că ai intrat și dacă ți se pare interesant poți să dai follow, mersi. Noi trebuie să verificăm dacă este prim de valoarea pe care o arată iteratorul. Și cum determinăm valoarea asta? Steluță ită. Deci poți să trimiți steluță ită că gata, am găsit valoarea, nu trebuie să fie cum am făcut aici cu for cu ei, să fac aici VDI neapărat. Deci merge cu steluță ită. Și zic chestia asta pentru că foarte mulți nu prea știu că nu, se poate folosi și un iterator în loc. Și dacă este prim, e 1, egal cu 1, puteam să lași așa că e același lucru. Trebuie să-l elimin. Și care am zis că e funcție de eliminare? V.erase. Care e iteratorul? Dacă aș fi făcut un for cu i, trebuia să pun v.begin plus i. Și acum, pur și simplu, scriu it. Și gata. Și hai să afișăm. Mă enervează că știe că n-am pus acolo, deși... Așa. For. O să copiez chestia asta de aici. Și afișăm elementul din vector. Se aud. Steluță ită. Ups. Și un spațiu. Ok. Hai să vedem dacă merge. Copiem elementul. 8, 9, 1. Ok. Funcționează. Hai să vedem dacă și luăm punctaj pe ea. What? Am lăsat eu spațiu aici? Ah, da. Ups. Arată urât codul. Așa. Oare luăm? Sau nu luăm? Nu luăm. Luăm răspuns greșit. Hai să verificăm de ce nu luăm. În primul rând, nu am făcut, două secunde să verific, cred că n-am făcut asta ca lumea. Verificarea de număr prim. Ia să mă gândesc. Plus egal 2, numere care sunt divizibile cu 2, eu trebuia să elimin pe alea care sunt prime. Că eu returnez, da, aia era greșit, ups. Trebuia să pun invers aici. Că eu nu ștergeam 2. Aia era problema. 2 modulo 2 e 0 automat și se returnează 0. Deci, no, greșeala mi-am pus if înainte. Ideea e că chestia asta am scris-o mai încolo, când m-am apucat să scriu asta, din câte știu. Poate acum o să meargă. Poate, da. Să verificăm. Deci merg până la radicalul lui x. Dacă... are divizor. Să verificăm care... Cred că merg aici. Erase ar trebui să înșteargă. Poate nu șterge ok. De aici cu iterator. Două secunde. Da, probabil e problema de la iterator. Ia, să văd cât e v.size înainte. Să mai dau alt test. Nu știu, 6, 7, 9, 15, 2, 5, 3. Și aici, da, ok. Da, că nu trec, da, eu când șterg, trebuie să verific și elementul. Deci, gata, știu care e problema și o să vă arăt imediat. Eu când șterg, vine un element în locul lui. De-aia cu iteratorul trec mai departe. Dar n-ar avea sens. 2 secunde. 2, 3, 5, 7, 9. 5. Să ștergeți chestia asta. Eu problema asta chiar n-am mai făcut-o cu iteratori. Deci o idee că parcurg, șterg poziția, mă rog, la poziția respectivă șterg din vector, dar ia să fac așa, să văd dacă ar merge chestia asta.
6, 2, 3, 5, 7, 9, 5. Ok. Cred că acum o să funcționeze. Și dacă funcționează, vă explic. Da. Problema mea care era? Eu aveam vectorul 2. Hai că le iau pe ăsta de aici, din exemplu. Eu când șterg un element, și chestia asta e valabilă și când nu faceți cu iteratorii variabile tot timpul, numai că eu n-am avut grijă acum. Ajung la 2. 2 este prim. Deci ar trebui să-l șterg. Eu ștergând 2, în locul ei vine 4. Și trecea mai departe. Trec pe 4. 4 nu-i prim, e ok, îl las. Trec pe 5. Pe 5, eu îl șterg, că este prim și vine 7 în locul lui. Ideea e că iteratorul meu s-a dus cu totul și trecând mai departe o să treacă pe 9. Nu o să mai treacă pe 7. Aia e problema, că nu se mai uită înapoi. Așa că trebuie să-l trag cu poziție înapoi. Să zic, băi, nu te mai du înapoi, că a venit un element nou și trebuie să verifici și pe ăla dacă e prim. Și asta a fost problema, de asta nu a mers la început. Dar e ok că până la urmă am rezolvat-o. Am crezut că e ceva de la adresă, dar nu e nicio problemă cu adresa. Două secunde, să văd dacă mai scris cineva pe screen. Ok. Deci, noi ce avem? Avem două șiruri. Unul e ordonat crescător, unul e ordonat descrescător. Și trebuie să le interclasăm, să afișăm toate elementele din șiruri, 20 pe linie. O să creez chestia asta cu fier de intrare și fier de ieșire. Eu pe C-line cred că trebuie să fac aici. În fișierul ăsta trebuie să fac fișierul interclasare. Sau i-am dat denumirea? Da. Puncte. Ok. O să copiez asta de aici. Și am nevoie de două șiruri. Hai să închid asta de aici. Sau, bai nu, nu închid că... Sau, nu contează. Șterg asta. Șirul A, șirul B. Teoretic, se poate face citind doar primul șir. Al doilea șir nu trebuie neapărat citit, se poate face, nu, când îl parcurgi, îl citești. Sau, ba nu, că e de ordonat descrescător. Ăsta nu se poate face dacă îl citești. Sau ar putea, ai putea, dacă, cu un singur vector, dacă îl ordonezi descrescător pe ăsta. Dar n-are sens să ne complicăm chestia asta, că îți doar îs 100.000 de numere. Ar avea sens să ne complicăm, dar n-are rost acum. Că scopul e să facem setele ori, nu interclasarea. Ok, NM. Un I și eventual un J pentru vectorul. Ok. Și citim N. Trebuie să citim de la tastatură. Deci o să avem o regulă nouă. Ești fiind interclasare 3.in offstream fout interclasare 3.out fiind n și m. Asta e citirea de la din fișier, metoda cu care citesc, fișierul din care citesc. Aici e metoda pe care o folosesc să afișez și fișierul din care afișez. ID-ul e 284. Nu 241, 284 e problema. Ok. Citesc cei doi vectori. Cum am citit și înainte. Ia să văd dacă pot să iau de aici citirea. Da, n-are rost că e simplu cu for. Ok. De la 1 la n. Și în x o să am nevoie și de un x, numai că e fin, e sin. Mi-a zis ID-ul că am greșit. Pushback, X. Și la fel și cu B. Și la B avem o proprietate mai specială. Ideea e că numerele sunt ordonate descrescător. Fiind ordonate descrescător, am două metode să rezolv. Deci am numerele 6, 5, 4, 3, să zic. Eu dacă citesc vectorul invers, deși la STL-uri ar trebui să adaug la început, ca să adaug la început e puțin mai complicat, trebuie să folosim funcția insert. Dacă citesc invers numerele, îl obțin gata ordonat crescător. Dar de dragul problemei o să le citim descrescător. Ăsta e ca un fel de trick, nu știu. De dragul problemei o să le citesc descrescător și tot a rămas două metode de rezolvare. Pot să sortez vectorul pe, asta ar lua mai mult timp, sau pot să parcurg invers la interclasare. Cred că interclasarea ar fi interesant să o facem cu iteratori.
Ar fi interesant. Hai să sortăm vectorul. Să sortăm vectorul sau să nu-l sortăm? Hai să facem ambele metode cu vectorul sortat, ca să folosim și funcția sort. Nu știu dacă luăm limită de timp depășită, că teoretic complexitatea sortării astea, funcției de sortare, ar trebui să fie logaritmică. Deci sort b.begin, b.end și avem nevoie de o sortare descrescătoare, deci ba nu, crescătoare. Sortăm vectorul, avem crescător. Am găsit funcția predefinită reverse. Da, deci se inversează vectorul. Să mergem cu doi iteratori, unul de la început și unul de la final. Că avem două metode. Și în loc de ieșire asta o să avem doi iteratori. Chiar ar fi interesant. Ok. Chestia asta ar trebui să ia mult. Nu știu dacă... Da, cred că am luat limita de timp. Limita de timp depășită dacă am lucrat cu sortare. Problema asta n-am făcut-o niciodată cu sortare, deci nu știu. No, ideea e că o să luăm doi iteratori. Auto it1 și it2. Auto it1 ai că ar trebui să dau valoare. Îi a.begin. Auto it2 îi b.begin. Cred că pot să iau de la b.end minus 1 și să fac minus minus în continuu. Hai să ne riscăm să facem fără sortare pentru un moment. B.end minus 1. Ideea e să lucrăm cu iteratori. Și reversul ăla tot în timp logaritmic cred că se face, că nu prea poți face în OD. Poți face în OD 1? În OD N? Nu cred, nu știu. Cât timp it de 1? Mamă, m-am complicat mult cu interclasarea asta cu iterator, dar na. Ideea e să lucrăm cu iterator. Cât timp it de 1 e diferit de a.end și it de 2 diferit de b.begin? Minus 1? Oare se poate chestia asta? N-am, da, e liniar. Ah, ok, super. N-am încercat niciodată chestia asta să văd dacă merge. Și nici asta, dar asta mi se pare mai logică decât asta. Încercăm. Ok, și eu trebuie să le iau crescător. 2, 4. Văd că doar alea pare trebuie să le pun. Crescătoare valorile pare din cele două șiruri. Ok. Le afișez direct pe ecran. Să mai fac, nu mai fac al treilea șir. Sau hai să fac al treilea șir ca să fie modularizat codul, să nu fie că după aia ar trebui să verific și dacă afișez 20 și n-are rost. Mai bine îl fac cât să fie cât mai compact, cât mai ușor de înțeles. If steluță it1, mă, da, ce interesant. Chiar n-am mai făcut să lucrez așa cu problemele, dar mi se pare interesant. Dacă it1 e mai mic decât it2, trebuie să verific dacă it1 este par. Dacă este par, trebuie să afișez it1. F out. It1. Dar chiar dacă este par sau nu, trebuie să fac it plus, it1 plus plus, trebuie să trec mai departe. Altfel, dacă it2 este mai mic decât it1, că poate fi și egale. Fac același lucru, numai că în loc de it2 am it1. În loc de it1 am it2 aici. Ok, și altfel, dacă sunt ambele egale, trebuie să le afișez de câte ori apar. Ok, și trebuie să trec cu amândouă. Deci, pot să scriu asta încă o dată, numai că trebuie să afișez aici de două ori. it1. A, stai că am zis că facem cu un nou șir, ca să nu facem cu afișare, că trebuie 20 pe linie. Deci o să facem c.pushback it1, c.pushback it2, c.pushback, ups, prea multe ori. Dacă aveți întrebări, puteți să scrieți și o să vă răspund. Asta e ca un... No. Sper că e ușor de înțeles ce am făcut aici. A, doar că aici nu e it2 plus plus, it2 minus minus. Oare merge minus minus pe iteratori? Nu mai știu dacă am făcut chestia asta până acum, dar asta sigur n-am făcut. Ok. S-ar putea să nu meargă, dacă nu merge nicio problemă, inversăm șirul și gata, au mers. L-a rezolvat.
Și afișăm share-ul că, na, încercăm. Numai că trebuie să avem grijă să afișăm 20 pe linie și for auto it 3, nu știu, it, ca it simplu nu avem încă, si.begin, it iterator mai mic, nu, diferit egal decât si.end, plus plus iterator, cout, nu, fout, că e un fișier, fout, si, hai să păstrăm totuși o normă de code styling, să fie acolo de le puse cât de cât e interesant. Cout steluță it și un spațiu și trebuie să numărăm câte am afișat. Ca am afișat 0 la început. Să zic ca sau să zic câte afișez. Hai că zic ca că e mai ușor de înțeles. Nu știu dacă e mai ușor de înțeles, dar e destul de obvious ce face că într-un singur loc îl folosim. Dacă așa afișăm și creștem capa, că am afișat un element, dacă e modulo 20, adică dacă e divizibil cu 20, o să afișez un backslash n când am afișat 20, 40, 80, 60, 80 și tot așa. Cout, fout, oh my god, fout, backslash n. Ok, hai să vedem dacă merge, că sunt curios și eu dacă merge chestia asta. Funcționa, dar nu merge pe 88. Hai să vedem de ce nu merge pe 88. Cred că nu ia ultimul element. Diferit de begin. Bagiuloale. Da, după ce termin problema asta. Stai 2 secunde să-i facem puțin debug. Ia să facem un shout. Steluță i2. It2. Da, trebuie să bug și... Ce fac acum? Mai debug să văd efectiv. Debug-ul mai logic ar fi să folosesc debugger-ul gândacul ăsta mic de aici de sus pe care probabil nu-l vedeți pe live. E prea mic. Dar o să fac metoda clasică, afișez pe ecran. Efectiv, afișez pe ecran ce e nevoie. Mai trebuie 2 while-uri la final. Ah, da. Aia nu mergea. Mai trebuie 2 while-uri la final pentru că șirurile nu au aceeași lungime și poate un șir se termină mai repede decât altul. Astfel, o să trebuiască să parcurgem toate elementele. Asta e interclasare sau ce? Da, numai că interclasare șmecheră cu vector. Oi, 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 stai că eu acum trebuie să merg cu un iterator pe iterator. Păi da, stai, what the fuck, că asta am făceam până acum, că punct begin e un iterator. Da, interesant. Cât timp? Deci mai am un auto it3 egal cu it1. What the fuck? Nu, tot merg cu aceeași iterator. Nu știu de ce am luat alte variabile. Las-o. Da, am înțeles acum ce am de făcut. It1. Continui asta de aici. Efectiv, asta de aici. Și verific asta. Și la fel cu asta de aici. While. Așa. Asta de aici. Și pun asta de aici. No. Asta înseamnă programare. Copy-paste. De mai sus. Hai să vedem dacă merge acum. Da, gata, nu. S-a dus. A intrat, s-a dus. Hai să vedem dacă luăm punctaj. Iar luăm pe exemplu și pe restul nu luăm nimica. Dar e o soluție drăguță. Cel puțin mie mi se pare mult mai elegant așa. No, 100 de puncte, lejer. Așa, dacă mai aveți întrebări, dacă nu, încheiem aici astăzi cu... Încheiem aici cu STL-ul vector. Eventual, dacă o să mai facem în altă zi mâine sau poi mâine un alt STL, string sau... Alt STL pe care recomandați, pe care ați vrea să-l facem, cu mare drag. Acum vă răspund la întrebări. Dacă nu, mersi că ați stat pe live.